Penalizarea acesteia Steaua București, jucătorul numărul 14, Andraș Constantin, penalizat 2 puncte cu ținerea crosei adversarului, în minutul 1 și 26 de secunde. Gol marcat de Sportul Mircaciuc, a scris jucătorul 95, Gheorghe Cuco, asistat de jucătorul 23, Ervin Moldova, și jucătorul 11, Alexandru Polovin, cu 2 și 4, 6 secunde. CSEA Steaua București, vă dăm formația completă. Gol marcat de Sportul Mircaciuc, a scris jucătorul 24, Pietru Șaslivi, asistat de jucătorul 25, Fabio Șpete, jucătorul 21, Falca Radin, de 48 de secunde.
Degajare interzisă. Gol marcat de Sportul Mircea Ciuc, a scris jucătorul 25, Fabio Șpete, asistat de jucătorul 24-6 de Pietru, de jucătorul 91, Piro Tamaș, minute 8 și 7 de secunde.
Penalizarea la CSEA Steaua București, jucător numărul 7, Nicușor Bușneac, penalizat 2 minute pentru joc cu forța ridicată, 2 minute 13 și 44 secunde. Offside.
Penalizare la CSEA Steaua București, jucător cu numărul 10, Cătălin Gărdilă, penalizat 2 minute pentru agățare, minute 18 și 21 de secunde. Thank you.
Gol marcat de Sportul Miercurea-Ciuc, a înscris jucătorul numărul 11, Alexander Golovin, asistat de jucătorul numărul 76, Potapov Maxim, de jucătorul numărul 95, Ghecea Hugo, de 25 pe secunde. CSEA Steaua București la 10 formația de jucătorul.
Degajare interzisă. Thank you.
Dengajar interzisă. Minutul 29 și cele secunde schimbarea de portar la Sportul Mircea Ciuc. A ieșit din poartă jucătorul numărul 29, Ruțu Ighele, și a intrat jucătorul numărul 22, Otto Modi. Penalizare la Sportul Mircea Ciuc, jucător numărul 25, Peter Fabuș, penalizat 2 minute pentru piedică, 29 și 57 secunde.
Domnul Crăciun, că v-ați formație completă. Pauză la Gheorghe, Corona Brașov, Gheorghe, 4-1.
penalizare la CSEA Steaua București, jucătorul 14, Andraș Constantin, penalizat cu șut de penalitate pentru privire cu crosabil. 39 și 90 secunde. Va executa jucătorul 8, Șantor Zolta. Gol marcat de Sportul Iar Căraciuc, a scris jucătorul numărul 25, Peter Fabuș, asistat de jucătorul 24, Pietr Șastivi și jucătorul 91, Miro Tamaș, de 41 și 25 secunde. Degajarea interzisă.
Negojnare je interzisă. Thank you.
Penalizare la CSA Steaua București, jucător numărul 24, Bogdan Sakov, penalizat 2 minute de numărare cu Prusa, 47 și 25 de secunde. CSA Steaua București are formația completă. Penalizare la Sport Mircea Ciuc, jucător numărul 55, sau Afar, penalizat 2 minute de recuperare cu Prusa, 2 minute 50, 48 de secunde. Thank you.
Gol marcat de Sportul Mercuriaciuc, a scris jucătorul 55, Salo Alpar, asistat de jucătorul 27, Taradufin Andrei, și de jucătorul 21, Valca Radi, cu 53 și 1 secundă. Offside.
16, Robert Primaru, penalizat 2 minute pentru piedică, de 57 și 23 de secunde. Gol marcat de Sportul Miercurea Ciuc, a înscris jucătorul numărul 21, Valcar Radin, asistat de jucătorul numărul 27, Taratu Andrei, cu 58 și 18 secunde. CSEA Steaua București, lasă informația completă. Sportul Miercurea Ciuc, CSEA Steaua București, 7-0. Prima calificată în finală, Sportul Miercurea Ciuc.